Bine v-am regăsit, am revenit la Cardiorec. Astăzi vom vorbi despre consultul la medicul endocrinolog. Când ar trebui să mergem, ce simptome ar trebui să ne dea de gândit, ne explică doamna doctor Anca Hoisescu, medic primar endocrinolog. Mă bucur, Anca, să te revăd. Și eu mulțumesc pentru această invitație. Patologia endocrinologică este destul de vastă, dar concentrată totuși în două categorii deosebite. Mare parte din bolile endocrine afectează glanda tiroidă. Și, în general, pacienții ajung cu diferite diagnostice în funcție de categoria de vârstă. Adică patologia endocrină întâlnită la copii afectează, în general, creșterea și dezvoltarea pubertară și atunci părinții trebuie să vină cu copilul la medicul endocrinolog dacă există tulburarea ritmului de creștere. În general, un copil care crește mai puțin de 5 cm pe an ar trebui să fie investigat de medicul endocrinolog dacă pediatrul exclude altă patologie asociată. De asemenea, semnele care indică o dezvoltare pubertară precoce sau, dimpotrivă, absență adăptului pubertar la o vârstă adecvată impun din nou prezentarea la medicul endocrinolog. Și să ne spui ce înseamnă vârsta adecvată. Știu că fetițele au o anumită vârstă, băieții altă vârstă, cu un an mai târziu. Așa este. La fetițe ar trebui să înceapă pubertatea între vârstele de 8 și 13 ani și jumătate, dar dacă nu apare menstruația până la 15 ani, considerăm că e un pic cam târziu. Iar pentru băieți, vârsta normală e la fel între 9 și 13 ani și jumătate. În general, la fetiță, mare parte din patologie idiopatică, adică nu găsim neapărat o problemă. În schimb, la băieți, dacă este pubertate precoce, trebuie neapărat să investigăm un pic mai atent situația. De asemenea, tot monitorizarea de creștere ne ajută foarte mult în a lua o decizie terapeutică aici. Iar apoi, pe măsură ce, în special, fetițele încep ciclul menstrual și intră în acea etapă de viață reproducătoare, aici găsim tulburări posibile ale funcției ovariene și atunci pacientele se pot prezenta modificările tiparului ciclului menstrual și medicul endocrinolog are un rol important în a diagnostica și trata corect această afecțiune, această patologie legată de ovar. Ulterior, în sarcină, e important să verificăm funcția tiroidiană. La gravide, de obicei, toți medicii și ginecologi recomandă un screening pentru hipotiroidie. Și acesta este esențial pentru că hormonii tiroidieni ajută la dezvoltarea sistemului nervos central al fătului și atunci prezența hipotiroidiei e un factor de risc important, e foarte ușor de diagnosticat. Sunt necesare două analize de sânge care confirmă că totul merge bine și nu există riscuri pentru evoluția sarcinii. Se fac de rutină în perioada sarcinii sau femeia sarcinată trebuie să aibă grijă să ceară și această investigație? În general, medicii ginecologi recomandă și funcția ca screening a tiroidei și de câte ori există anomalii, trimit pacienta și la consult la endocrinologie. Iar apoi, pe măsură ce avansăm în vârstă, sunt alte boli pe care trebuie să le identificăm și anume osteoporoza. Aici este destul de dificil pentru că nu există dureri de regulă și trebuie să vină la control pacientele care au peste 65 de ani sau în funcție de alți factori asociați, medicul de familie sau interniștii le pot trimite mai devreme pentru că există patologie care poate precipita sau agrava evoluția osteoporozei. De asemenea, menopauza poate face unul pacientele să vină la control și ce este esențial pentru femeile de peste 40 de ani este urmărirea sânului, pentru că un sfert din patologia oncologică de la femei se concentrează aici, adică un sfert din cancerele diagnosticate la femei sunt la sân și majoritatea sunt depistate între 40 și 75 de ani. Și atunci aici e foarte important ca pacientele să meargă la control anual, ecografie sau mamografie sau ambele, mai ales în funcție de istoricul familial. Iar dacă în familie există antecedente semnificative, atunci pacientele ar trebui să vină cam cu 10 ani mai devreme decât vârsta la care a fost diagnosticat cazul index din familie. Deci ai spus cu 10 ani mai devreme decât vârsta la pacientului fost, din familie, da. E foarte important pentru că ce nu e poate la fel de bine cunoscut este că cancerul de sân este al doilea cel mai tratabil cancer din lume după cel de tiroid. Adică pentru un cancer de sân depistat în stadiu 1, rata de supraviețuire la 5 ani este peste 95%. Deci putem vorbi de tratament și vindecare. Da, exact. Și din păcate pentru pacientele care nu vin din teamă de multe ori, din păcate, dacă boala evoluează mai mult timp, un cancer de sân depistat în stadiu 4 are doar 25% rată de supraviețuire la 5 ani. Adică e o tragedie să ajungi de la peste 90% la 25%. Pentru că a ajuns prea târziu la medic. Da, pentru că a ajuns prea târziu, pentru că tratamentele sunt personalizate, sunt extrem de eficiente și teama asta ne împiedică de multe ori să venim la timp, dar mi se pare că oricum vei afla dacă ai sau nu o problemă. Ideea asta și de mai bine nu știu. Mai bine să afli la timp când ori sunt primele modificări. Ori afli la timp când poți face ceva, ori afli când e prea târziu și atunci e mai complicat pentru toată lumea și
Da. Din păcate, nu vreau să termin în nota aceasta pesimistă. Bine nu, că tu ai punctat pe fiecare categorie de vârstă. Mai am o întrebare dacă, eu știu, kilogramele în plus, indiferent de vârstă, pentru că din nefericire avem această problemă în ultimii ani, copiii noștri sunt tot mai plinuți, noi ca adulți parcă ne tot rotunjim, kilogramele în plus pot avea și ele legătură cu tiroidea sau glanda tiroide este vinovată pentru acumularea de kilograme în plus? Destul de rar în realitate. Într-adevăr, suntem în fața unei epidemii de obezitate și ajung să consult copii adolescenți cu greutate de peste 90 și 120 de kilograme, adică e ceva ce până acum nu s-a mai întâmplat. Nu vedeam copii obezi, dar nu atât de la vârsta asta și nu cu o greutate atât de mare. Și mi se pare că e complet scăpat de sub control problema alimentației. În schimb, glanda tiroide are o contribuție relativ minoră la epidemia de obezitate, pentru că pacienții care au hipotiroidie, care e blamată destul de des și încărca care se pune creșterea asta în greutate, de obicei au încetinere progresivă a tuturor funcțiilor, dar și a apetitului, adică pacienții cu hipotiroidie nici nu prea poftă de mâncare. Și ei pot reține lichide și prin edem pot câștiga câteva kilograme, dar în niciun caz ce vedem pe stradă, obezitate gradul 2-3 morbidă, nu se datorează sau nu e cauzată, bine spus, de funcție de disfuncție tiroideană. Nu dăm vina pe glanda tiroidă de faptul că se tot acumulează kilogramele în plus și trebuie să fim atenți la ușor ce mâncăm, cât mâncăm exact la dietă și la câtă mișcare facem. Am vrut să tragem un semnal de alarmă și să ne explicăm cât de important este glanda tiroidă în formă de fluturi aici, micuță, la baza gâtului, dar este extrem de important ca ea să funcționeze așa cum trebuie, hormonii să fie în echilibru, ca tot organismul nostru să fie sănătos, nu? Da, ei sunt esențial pentru o dezvoltare și funcție normală. Ideea că patologia tiroideană se poate împărți în două tipuri de afecțiuni. Sunt pacienți care au modificări în structura glandei tiroide și ei pot veni cu noduli sau chisturi. Și pe măsură ce medicina avansează, vedem din ce în ce mai des și mai ușor tot felul de mici imperfecțiuni, adică la palpare putem identifica nodul tiroidien la undeva un 10% din populație, dar de când folosim frecvent metode imagistice mai avansate, ecografie, etc., MN, am ajuns să identificăm nodul tiroidien la între 30-70% din populație. Din fericire, sunt benigni în peste 95% din cazuri și cancerul tiroidian, dacă cumva este depistat, este și mai tratabil decât cel de sân și are o rată de supraviețuire de peste 99% la 5 ani. Bun. Adică e important să faci măcar o dată în viață ecografie tiroidiană, pentru că vedem că găsim destul de des patologia asociată, dar de obicei e foarte ciudat că pacienții vin și spun, Doamne, ce să am orice numai la tiroidă, nu. Și din punctul nostru de vedere știm că patologia tiroidiană este foarte ușor de gestionat și de tratat. Și totul este să știi că ai o problemă de sănătate la nivelul glandei tiroide, să ții legătura cu medicul endocrinolog și lucrurile se rezolvă. Și te provoc, uite, la următorul nostru interviu, la următoarea întâlnire, să discutăm despre nodulii tiroidiene. Îți mulțumesc pentru sfaturile date astăzi. Și eu mulțumesc pentru invitație, mă bucur că ne-am văzut. Sunt extrem de utile și promit că revin ca să mai povestim. Mulțumesc și vouă că ne-ați fost alături, aveți grijă de voi, nu uitați de controlele acestea pe care ar trebui să le facem măcar o dată pe an să vedem cum stăm, nu uitați de glanda tiroide, este foarte important că ea să fie sănătoasă și hormonii să fie în echilibru, aveți grijă de voi, promit că revin aici la Cardioreg, rămâneți sănătoși voi și pe curând!